Bună dimineața! Rămâneți alături de noi. Invitatul nostru de astăzi este domnul Nicolae Dabija. Bună dimineața! Bună dimineața! Și vă spunem la mulți ani! Mulțumesc frumos! Multă sănătate! Mulțumesc! Și multe cărți, desigur! Da, și eu vă doresc, maestră, multe emisiuni frumoase și îmi pare bine că Prime are o casă nouă, îmi pare bine că Prime are emisiuni bune și vreau să vă spun un secret așa, pe care probabil că îl cunoașteți. Eu mă trezesc cu Prime, cu emisiunea noastră. Și depinde câteodată de emisiune, am impresia, dacă este o emisiune bună, să știți că în ziua respectivă merge. Așa că vă rog să faceți doar emisiuni foarte bune. Vă mulțumim foarte mult. Ne străduim. Da. Ce ați făcut în ultimul timp? Păi ce am făcut în ultimul timp? Iată, am venit la invitația noastră și cu o carte, cu o carte nouă. O carte care putem să zicem că este o operă de artă. Da, așa cel puțin spun cei care au văzut această carte. Deci este vorba de cartea mea Tăceri tălbăcite în cuvinte, care a apărut la Botoșani, la editura Regal Art. Uitați-vă, este o copertă unică pentru că este metaloplastie. În editare de carte nu s-a mai folosit acest procedeu. Este o carte cu poeziile mele, cu fotografii, cu plicuri în care sunt poeme scrise de mână, cu CD-uri cu vocea mea, cu CD-uri, cu plicuri în care este xerocopiată și micșorată literatura și arta. Deci este o carte eveniment, așa, pentru mine, ați văzut acolo, este prefața domnului Mihai Cempoi scrisă de mână. Deci toți cei care au văzut-o consideră că este o operă de artă, deci este o operă de artă poligrafică și lucrul ăsta mă bucur. Se va vinde în librării? Se va vinde pentru că cei care a fost lansată cartea în cadrul Festivalului Internațional de Poezie Gregorie Vieru și mulți au vrut să facă rost de ea, deci s-a difuzat scriitorilor, oaspeților festivalului. Și editorul, când a fost întrebat cât costă, a spus că nu știu cât costă, adică costă mult, în sensul că chiar dacă se va vinde, se va vinde pentru bibliofili, adică un tiraj special făcut pentru bibliofili. Va costa mai mult, însă o vor cumpăra cei interesați. Da, probabil, da. Eu bănuiesc că această carte trebuie să fie prezentă în librării. Este un tiraj nu prea mare, un tiraj de 500 de exemplare, dar pentru bibliofili este un tiraj suficient, pentru că mulți o caută deja. Cartea a ajuns și în străinătate, spre exemplu la Festivalul Internațional Grigore Vieru, a fost președintele Uniunii Scriitorilor din Macedonia, Radi Silion, care este și editor de carte. Și el a luat un exemplar de carte și ne-a spus că vreau să arăt în Macedonia cum pot fi făcute cărțile, mai ales cărțile de poezie. Iarăși, unul dintre oaspeții festivalului a fost un italian, Gaetano Longo, care este și el un mare editor, și el a spus că am să fac o carte cu copertă cu metaloplastie, dar această metaloplastie se face numai la Pitești. Și am spus că am să trimit comanda special la Pitești pentru o carte pe care vrea să o facă și el în Italia. Va fi un mare succes după tema pentru acasă? Da, nu știu, e o carte așa, care e o carte cadou mai degrabă, pentru că chiar atunci când a fost lansarea cărții, Radi Siluan a spus că această carte este o nebunie. Iar Gaetano Longo din Italia a spus nu este o nebunie, este un vis. Adică o carte, de fapt el a numit-o o poveste, dar poveste în italian înseamnă și vis, adică o carte, poveste mai degrabă. Este, așa ca să zic, un cadou pe care mi l-a făcut prietenii din România. Eu le mulțumesc și prin intermediul postului meu de televiziune pentru acest cadou deosebit. Dar vreau să vă spun un lucru. Eu am descoperit în ultimii ani un foarte bun cititor și de poezie și de proză, dar mai ales de proză, pentru că m-ați întrebat de prozele care le-am scris. Sigur că eu am multe cărți de poezie, am peste 80 de cărți editate, eseu, cărți de istorie, manuale, cele mai multe sunt de poezie. Și iată, acum, prin scrierea romanului Tema pentru acasă, care a ajuns, apropo, la a cincea ediție, și care a avut cititori... Cea mai vândută carte. Da, și cea mai citită, așa spun sondajele bibliotecarilor. În 2010 a avut 100.000 de cititori, lucru care n-am mai nicio carte în Republica Moldova, lucru care mă bucură. Și iată, prin intermediul acestei cărți, dar și cărții de nuvele
Nu vă îndrăgostiți primăvara, pe care am scris-o de altfel la comanda cititorului. Am descoperit un foarte bun cititor de proză în Republica Moldova, care citește mult, care poate pătrunde în subtexte, care vede metafora. Și lucrul ăsta nu poate decât să mă bucure. Am avut multe întâlniri în școli. A citit cartea Nu vă îndrăgostiți primăvara o elevă de la liceu Ion Creangă, Ina Mocreac, așa parcă îi spune, și îmi spune la întâlnire că am citit cartea dumneavoastră de 5 ori. Zic, Ina, dar de ce ai citit-o de 5 ori? E suficient să o citești odată. La care mi-a explicat în felul următor. Am citit-o prima dată din curiozitate. A doua oară am citit-o ca să o înțeleg. A treia oară ca să o înțeleg mai bine. A patra oară să scriu despre ea la compunere. Și a cincea oară din plăcere. Eu spuneam, zic, este foarte important ca cititorul toate aceste 5 porniri sau calități să le întruchipeze în una, să o citească și din curiozitate și din plăcere în același timp. Eu am o deviză de care mă conduc și spun tinerilor scriitori care câteodată îmi cer sfaturi și zic, unii cu sfat este să n-ascultați nici de un sfat. Dar dacă ascultați de un sfat, atunci v-aș da următorul sfat. Să scrieți cărțile pe care ați vrea să le citiți și să citiți cărțile pe care ați vrea să le scrieți. Adică un scriitor bun trebuie să fie dublat și de un cititor bun. Și iată, majoritatea celor care scriu, care citesc carte de poezie, chiar dacă nu recunosc, undeva sunt și ei poezi în suflet, undeva au scris niște versuri pe care chiar dacă le-au pus deoparte, au devenit, dacă n-au devenit scriitori, poeți, au devenit foarte buni cititori. Și noi, fără cititori, noi scriitorii, nu putem supraviețui, pentru că scriitorul scrie pentru cititori, chiar dacă există un singur cititor, și acela este important. Eu am avut un cititor care m-a așteptat la școala din satul Donici, am fost în satul Donici cu niște scriitori și am întârziat cu vreo 3 ore și toți cam s-au risipit și iată un cititor a rămas și a așteptat 3 ore să se întâlnească cu mine pentru că îmi citise o carte. Și atunci am spus, este foarte importantă această întâlnire. Și eram cu câțiva scriitori din România, să ne imaginăm că este o sală arhiplină și să vorbim pentru acest unic cititor. Și băiatul așa fericit era în sală, stătea, se uita, ne-a pus foarte multe întrebări. Adică câteodată este important să ai în fața ta, măcar imaginar, acel unic cititor pentru care să scrii. Lucrul ăsta cred că este foarte important. Foarte frumos. Și bucuriile lumești. Păi, care au mai fost? Bucuriile lumești, știți, bucuria lumească, cea mai importantă este atunci când sunt sănătos eu și toți ai mei. Atunci când îmi vin poeziile, pentru că poemele vin fără să mă întrebe. Și este foarte important să mă găsească nu atât la masa de scris, cât să mă găsească cu un pix în buzunar și cu foieți ca să nu uit ideea. Este foarte important atunci când vin niște nuvele. Spre exemplu, vreau să vă spun că am scris o carte, scriu o carte și subiectele îmi vineau pe stradă de cele mai multe ori și zic ce fericit sunt că mă mai găsesc subiectele, pentru că subiectele te caută prin lume și este foarte important ca acele subiecte să te găsească. Eu am scris Nu vă îndrăgostiți primăvara, o novelă despre Îngerul Păzitor și atât trebuia să mă documentez și la profetul Enoch am găsit un lucru extraordinar. Enoch a ajuns în fața lui Dumnezeu și Dumnezeu, impresionat de ceea ce îi spunea acest om, i-a spus îngerului Pravuil, du-l în biblioteca mea să-și aleagă o carte. Deci Dumnezeu are bibliotecă. Enoch a fost fiul lui Cain, deci între primii oameni. Oamenii nu știau să scrie, dar Dumnezeu de pe atunci avea bibliotecă. Și atunci am început să mă întreb, dar ce cărți erau acolo? Stă Dumnezeu și scrie cărți? Nu, pentru că Dumnezeu e în afara timpului, eu consider că e în toate timpurile. Concluzia mea este că în acea bibliotecă se aflau toate cărțile lumii care se vor scrie. Deci acolo este și Goethe, și Shakespeare, și Eminescu, și Vieru, cărțile frumoase. Și atunci concluzia mea este că Dumnezeu mai degrabă îți dăruiește cărțile. Și atunci Dumnezeu se uită, are o carte acolo, zic, ia să-i dăruie această carte fiului meu cu tare. Pentru că văd că muncește sau scrie, că este talentat. Și atunci se folosește într-un fel cel de sus de mâna și de mintea noastră ca să scriem cărțile care sunt gata scrise acolo. Este foarte important să scrii o carte vie, cum ziceam eu. Tot la Enoch este o chestie foarte importantă. Cărțile care schimbă destine au înger. Este foarte important cărțile pe care le scrii să aibă înger. Adică vă spun noastră ca
realizator așa de televiziune și emisiunile Dacă au înger sunt privite, sunt cu ecouri în inima acelora pe care îi modelează, poate, pentru că televiziunea la ora actuală, ca și cartea, are o misiune să-l facă pe om mai bun. Și atunci îndemnul nostru, al celor care facem artă într-un fel, ar fi următorul pentru cititor, pentru telespectator: perfecțiunea fiecăruia începe de la fiecare, de la sine. Să te strădui tu să fii mai bun și lumea toată va fi mai bună. Iată, când vom reuși să-i convingem pe fiecare în parte să fie mai bun, atunci toată lumea va fi mai bună. Dar eu cred că misiunea scrisului, cărții, televiziunii este asta, să-l facă pe om mai bun. Toate sondajele noastre, sau din ceea ce vedem la știri, vedem că moldovenii consumă foarte mult alcool, droguri, țigări. Dumneavoastră vorbiți foarte frumos despre cititorii dumneavoastră, despre moldoveni. Vedeți partea bună a lucrurilor. Da, eu vreau să spun, iată, într-o mulțime, stăm în mulțime, este suficient ca în acea mulțime de mii de oameni să țipe cineva sau... Și atunci parcă toată mulțimea țipă. Deci, într-un sat, dacă este, eu știu, cineva care se droghează, parcă tot satul se droghează. Majoritatea oamenilor sunt oameni buni. Majoritatea oamenilor nu sunt cei care beau, care fac scandaluri. Dar avem și elemente care așa ne mai compromit neamul. În privința băuturii, nu știu, eu am fost și eu ca și dumneavoastră în anumite republici foste sovietice și am văzut foarte mulți alcoolici. La noi, cel puțin, iată, ne plimbăm cu dumneavoastră, mergem prin centrul Chișinăului și nu o să vedem ca în centrele unor mari orașe din fosta URSS oameni care dorm în stradă. Deci se bea. Dar de unde aceste sondaje? Se ia după cât se produce vin, după cât se produce alcool în Republica Moldova și după cât se produce, evident că țăranul trebuie să-l vândă sau trebuie să facă ceva cu el. Se trage concluzia că se bea foarte mult la noi. Lucru care mă deranjează, în primul rând, pe mine, este că se fumează în stradă, spre exemplu, lucrurile să mă deranjează. Nu prea am văzut narcomani, dar ei există. Eu zic că criza noastră economică în care ne aflăm începe de la criza morală. Și iată, pornind de aici, eu de ce spun de televiziune și de literatura scrisă și tipărită? Noi ar trebui să-l facem pe om să fie mai bun, să aibă ideal în viață, să creadă că binele este important și atunci omul va face deosebirea între bine și rău. Vreau să vă întreb, ce mai înseamnă astăzi noblețea, moralitatea? Deci noblețea și moralitatea din toate timpurile au însemnat lucruri foarte importante, pentru că noblețea nu cred că a dispărut. Eu vorbesc în primul rând de o noblețe țărănească. Țăranul de la țară, eu mă uit, el ar trebui să fie exemplu și pentru oamenii noștri politici. Tatăl meu, Dumnezeu să-l ierte, avea o vorbă. Când cineva dintre tineri vorbea prostii, el spunea așa, avea o vorbă: măi, tu când vorbești, să taci. Iată ce ar trebui să învățăm, practic, și tăcerea, câteodată, care este foarte semnificativă și are foarte multe subtexte importante, câteodată trebuie să știm când să vorbim și când să tăcem. Și eu cred că moralitatea este foarte importantă. Societatea noastră are, cum spuneam, este în criză de moralitate. Ar trebui să-l învățăm pe om să fie mai bun. Iată, eu mă uit în școală. Se învață, sau fiecare elev se întreabă, cum să devin mai deștept? Cum să devin mai bogat? Și nu-l învățăm pe copil, dar cum să devin mai bun? Iată, omul trebuie învățat să fie tolerant, să fie, eu știu, generos cu cel de alături, să sară în ajutor. Din păcate nu o face. Este și societatea noastră a devenit foarte pragmatică și mulți tineri se întreabă, bine, îl ajut eu tare, dar ce am eu din asta? Adică, propriul părinte, dacă l-ajuți, trebuie să-ți dea ceva decât ți-a dat viață, ți-a dat foarte mult. De ce eu zic că la ora actuală cartea înseamnă foarte mult, televiziunea înseamnă foarte mult, școala înseamnă foarte mult și atât. Când vor conlucra toate lucrurile astea, atunci vom avea cu adevărat o societate pe care ne-o dorim fiecare dintre noi. Noi vă mulțumim foarte mult că ați acceptat invitația noastră. La mulți ani încă o dată. Da, mulțumesc frumos și eu postului meu de la fel îi doresc mulți ani și multe emisiuni frumoase. Vă mulțumim foarte mult. O zi frumoasă să aveți și la mulți ani încă o dată. Rămâneți cu Prima Oră.